Nu știu câta oară astăzi. Este un eveniment fără precedent. Este un eveniment nemaipomenit în toate analele Neurovisionului. Dar aceasta le întrece pe toate. Neurovision 2006 va intra în analele istoriei, ale umanității, ale Guinness Book-ului. Este îngrozitor, dragii mei. Nu avem un câștigător. Și asta din simplul motiv că televotingul nu a funcționat în niciuna dintre țările participante. Ce ne facem? Știu, vom trage la sorți. Vom afla care este Moș Crăciunul învingător prin tragere la la sorți. Dar avem nevoie de un voluntar. Bravo. Dumneavoastră. Dumneavoastră m-ați mai ajutat și până acum, vă rog. Fă ceva să câștige România. Oare cine va întruchipa mâna destinului, doamnelor și domnilor? Cine? Nici nu vreau să mă gândesc. Vă mulțumesc, Sărun. Aș vrea să... România! Iată că suntem în fruntea clasamentelor mondiale, nu numai în ceea ce privește numărul de avorturi, sebeciștii, numărul de copii ai străzii, șpaga, corupția și la talent muzical extraordinar. Moș Crăciun din România și cântecul său au ieșit pe primul loc la ediția 2006 a Neurovisionului. Nu degeaba s-a spus despre noi atâta vreme că suntem în flop. Iată că și de această dată România a fost la înălțime, dragii mei. Crăciun fericit vă urez de aici. Fie ca și Crăciunul pe care îl petreceți dumneavoastră acasă să fie la aceeași înălțime. Și cred că nu este nimic mai potrivit în aceste momente extraordinare să ascultăm încă o dată melodia câștigătoare a Neurovisionului 2006, interpretată de cel mai bun Moș Crăciun de pe pământ. Eu sunt urmașul cu acte al lui Dracula. În țara mea, printre mari români și bulă, să o conducă, se pricep și se bagă mai toți, hey. Iar țara-i de ducă, s-a umplut de corupți și de hoți. Apropo, sunt unii care fac mișto. Habar n-au, ce bine însă unde stau. Aici se petrece ceva fantastic, doamnelor și domnilor. Se pare că degeaba mi-am luat rămas bun de la dumneavoastră. Iată, mă văd nevoit să intervin din nou, pentru că, din păcate, Moș Crăciunul României tocmai a fost prins într-un îngrozitor, flagrant delict. A fost prins făcând playback. Rușine să vă fie! Vocea pe care ați auzit-o, pe care tocmai ați auzit-o, îi aparține de fapt lui Mihai Trăistariu. Da, lui Mihai Trăistariu, cel care ne-a reprezentat cu atâta cinste anul acesta la Atena. Mulțumim, Mihai! Tu ești de fapt adevăratul câștigător al Neurovisionului nostru. Unde ești?
Dă-mi căciula! Iată de ce, dragă Mihai, te învestesc Moș Crăciun al Neurovisionului 2006. Și mai mult decât atât, te rog să ne promiți că te vei întoarce și la ediția din anul următor a Neurovisionului. Cu alte cuvinte, la Neurovision 2007 te vei întoarce, adică Tornero! Crăciun fericit! Crăciun fericit, dragii mei! Mihai Trăitariu! I'm keeping a smile on my mind every day. I'm feeling your touch on my face even while you're away. Like when we're together.